Aici avem fermatricolă marineac, o parte de fermatricolă, pentru că mai avem și în alte părți, inclusiv de la sălaj, mai avem niște pistoți pentru polen și păstură. În jur de 600 de familii aici, suntem undeva în românești și Tudor Vladimirescu. Așa, suntem la culesul de rapiță. Asta e un cat pus ieri. Asta e, doar de aici se extrage mierea. Și ăsta e catul care a fost de la începutul culesului. Așa, ca să vă arăt un pic. Înseamnă. El a fost pus gol-goluț. Se vede, da? El a fost gol. Sus e albinii, adică corpul ăsta, ci sus e a nostru. Vedeți. Încă un pic și e căpăcită și e maturată. Asta vreau să văd. Uitați, acum am luat un ac. Pentru cei care iau aci, uitați, aici e iacu. Se vede, da? Așa, deci niciodată acum nu se prinde, pentru cei de acum urmează sezonul cald, unde o să fie albină și nu se prinde și se trage. Deci el pur și simplu sărat. Îl iei și l-ai ras, pentru că tot veninul, în momentul în care prinzi acul, îl strângi și tot veninul intră în corp. Așa, acul se rade și mult mai nu o să umplu și nu o să mai fie chiar așa de periculos. Colorată este păstura, e polenul bătut în celulă, miere și puietul pe margine, deci aici este puiet. Albini, ăsta e un truntor de aici, cam așa arată toate ramele din. Vedeți, e mai mare decât albinele. Asta e matca. Deci asta produce toată albina. Eu singur matcă în stup, asta produce toată albina care e. Albina asta o strumească, nu e bine și al doilea cap. Thank you.
că nu sunt chiar toți tuti la fel, dar majoritatea cam... cam aici. Da? Avem în diferite magazine din țară, inclusiv din Botoșani. Și de când avem site-ul, pot să zic, www.apicolamarineac.ro, am început să valorificăm de vreo lună, jumătate, așa, în trei țări, în Italia, în Spania și în Marea Britanie. Există cerere de afară pentru mierea? Bineînțeles, bineînțeles, cel puțin de când mi-am făcut site-ul, care nu prea am avut așa mari încredere, pentru că de obicei oamenii cumpără, nu cumpără online, cumpără de la producători locali sau supermarketuri. Na. Așa, și dar am avut marea surpriză să am comenzi și vin comenzi chiar nu m-am așteptat la oameni care vor să colaborăm, care așa în curând scoatem actele și pentru export, pentru a putea exporta mai mult, dar na, noi sperăm să vindem cel mai mult aici în România, pentru că sunt produse naturale și sunt produse foarte bune. Cum își dă seama un om că o miere e naturală sau e falsificată? Da, mi se pune foarte des, foarte des întrebarea asta. Cu borcanul, bula care se ridică mai greu, mai ușor, borcanul ăsta la soare, e încălzit deja, mi se pare normal bula să ridice mai repede. Aici, în borcanul ăsta, nu există bulă, pentru că este arsit. Noi lucrăm cel mai frumos și cel mai elegant cu analiză de la DSV, de la Institutul Bioresurse Alimentare. Analiza își pune cuvântul pentru colaboratori și pentru clienți. Dăm scrisoare de conformitate care e ștampilată, semnată, răspundem pentru absolut toate produsele. Stăm în aceste butoaie. Acestea sunt doar monstrele, avem o capacitate de vreo 6 toni de a păstra mierea în inox alimentar. Sunt niște butoaie foarte bune, butoaiele astea au vreo 10 ani deja. Cel de aici, care sunt expuse produsele, și cel de acolo mai lung. Astea sunt bancuri de scăpăciri, aici așează rame, se descăpăcesc, se pun aici în ordine pentru a fi preluate de centrifugă. Asta este centrifuga, cea de aici și ultima de acolo. Pe cea de aici o avem de vreo 4 ani de zile, pe cea de acolo avem de vreo 12 ani de zile. Așa, este full automat, este centrifugă foarte performantă, care nu ne rupe ramele, nu sunt chestiile care ne interesează pe noi. Un filtru de miere, ăsta e un filtru prin care apa nu trece. Mierea este foarte, foarte bine filtrată, de aceea așa arată bine. Iar încă o chestie la miere, de asta în analiză se poate identifica dacă mierea a fost arsă. Sunt mulți apicultori care încălzesc mierea pe foc, ceea ce nu e recomandat pentru că nu poți să-i determini gradul dezarisirii, pur și simplu ai ocazia să o fierbi, ceea ce nu e indicat. Ăsta este un aparat adus din Germania, un aparat dezarisit foarte performant care dezarisește mierea în parametrii pentru a nu îi dăuna calitate absolut deloc. Așa, generatoarele care mai sunt pe aici, tot la fel, deci totul este automat, nu mai lucrăm cu vechile utilaje, sunt nu mai bune acestea. Mare parte, multă miere nu este verificată chiar la sânge, să spunem așa, ajung la prețul cel puțin în
la noi ajunge mierea la niște prețuri, cred că în jumătatea prețului zahărului, care eu nu prea o recomand. Încurajez consumatorii de miere să cumpere de la producători locali și să cumpere nu doar vorbile, să spun cuvântul, să existe și un act pe acea miere și o analiză. Este cel mai recomandat pentru că în momentul acela ești 100% sigur că miere e naturală. Sunt încurajați fermierii, oamenii să practice apicultura? Din punct de vedere al subvențiilor, al ajutorului statului? Da, oarecum. Nu cum ar trebui. Noi nu primim o subvenție directă cum să primesc celelalte sectoare în agricultură și pomicultură și celelalte sectoare. Noi doar, există un program național apicol care destul de mai greu sau mai ușor de accesat în funcție de zonă, în funcție de disponibilitatea celor de la apă. Dar nu există să primim și noi o sumă cât de mică pe stup care să ne asigure, inclusiv anul trecut, ajutorul de minimis a fost eliminat, având în vedere că a murit și anul trecut foarte multe familii de albini. Culesul de salcâm a fost compromis cel puțin pe Valea Prutului și în sate. A fost compromis în proporții de 80%, a căzut o brumă și o ars tot salcâmul, a fost fără floare și n-am primit nimic pentru aceasta, a rămas doar așa.